Vă salut, fraților, și bine ați revenit la un nou episod, nebun aș zice. Continuăm seria, început acum 2 ani, când am chemat o fată de pe Tinder direct la noi acasă să ne construiască draftul. Anul trecut ne-am dat fotbaliști profesioniști și am văzut reacțiile fetelor, iar astăzi 11 fete de pe Tinder, Doamne ajută să găsim atâtea, ne vor construi echipa în FIFA. Sunt chiar curios dacă fetele vor alege și alți fotbaliști în afară de Cristiano Ronaldo sau Neymar. Și dacă reușim la acest video 5.000 de like-uri, promit că data viitoare încerc să fac un football challenge cu cea mai frumoasă fată din România, fotbalistă, Teodora Meluță. Cine, mă? Dar înainte să începem acest video, voiam să vă povestesc puțin despre site-ul celor de la Ucluj Superfan, care este practic un mall virtual și totodată o rețea de socializare pentru toți suporterii fotbalului. Când socializezi, câștigi atât tu cât și echipa ta, poți vorbi direct cu jucătorii echipei favorite, pentru că jucătorii au și ei cont creat în această platformă și pentru fiecare activitate de pe această rețea socială, câștigi puncte și automat poți intra în acest clasament unde sunt top 100, după cum puteți observa aici frumos. Tot ceea ce trebuie să faceți este să postați poze de la stadion, să lăsați comentarii și să vă încurajați echipa sau, de ce nu, să apreciați alte postări sau să participați la quizuri, acumulați puncte și puteți câștiga premii unice din partea celor de la Ucluj Superfan. Sau altă modalitate prin care puteți acumula puncte este să mergeți pe partea de produse de magazin, unde puteți găsi absolut orice, atât de la tricouri, mâncare, prețurile sunt aceleași ca la furnizor și mai mult de atât, 50% din comision se duce direct către echipă. Aici puteți vedea punctele acumulate pentru fiecare comandă, iar cu aceste puncte, așa cum v-am mai zis, puteți câștiga premii sau excursii, de ce nu. Chiar în acest moment este în desfășurare un concurs pentru a câștiga un bilet la meciul dintre Barcelona și Atletico Madrid. Așadar, vă invit chiar acum să mergeți acolo în descriere, să vă faceți cont și să folosiți site-ul celor de la Ucluj Superfan. Și în acest moment îmi voi instala Tinder-ul pe telefon, nu l-am mai avut de ceva timp, vă zic sincer, și încercăm să ne punem poze tot ca fotbalist profesionist și haideți să vedem ce ies. Ne-am creat profilul, am adăugat 4 poze, mă cheamă Tudor, numele meu real, 24 de ani, fotbalist la FCSB. Aceasta este prima poză, aceasta este a doua poză alături de fotbaliștii de la FCSB. Să se vadă clar că sunt fotbalist la această echipă. După poză cu Nagigi direct, aici am dădea salariu, vedeți, da? Și ultima poză cu fratele meu Șolo, care este și membru acestui canal, un fel de antrenor jucător, aș zice. Și haideți să vedem, deoarece nu putem să dăm prea multe like-uri, avem limitat la 12 ore să dăm, nu știu, 50 de like-uri. Le voi da pe toate în acest moment și hai să vedem, poate găsim direct în primele 2 minute vreo fată să ne dea like. Mă, 100% sunt și fete care vor să fie cu un fotbalist, poate pică în plasă. Mamă, începem direct în forță. Mamă, nu pot să cred! Match direct de la primul like cu Emma. Mamă, și e drăguță rău de tot, ascultați-mă. Bun, acum Elena, dar are poză cu pantaloni și bluză. Nope. Mamă, match din nou, nu pot să cred. Mamă, ce înseamnă să fii fotbalist direct 2 fete în primele 20 de secunde? Mamă, 3 km Diana. Mamă, ne-a dat, nu pot să cred! Ne-a dat și Diana! Voi, fraților, arată așa de la distanță să vedeți. Mama are poză neagră, poate nici nu e fată. Bye, bye! Julia! Hai, doamne! Ne-a dat, bă! Ne-a dat! Deci, până acum, cele mai frumoase fete ne-au dat și like. Nu mai gata, mă fac fotbalist, nu se mai poate. Din nou! Deci mie nu vine să cred cât de repede. Acum din nou emoții. Din nou emoții, într-un fel, e ca și cum am avea un penalty. Când avem așa ceva, e ca și cum am avea un penalty și să vedem dacă dăm gol sau nu. 3, 2, 1 și... am ratat penaltiul. Oh, din nou, dăm lovitura! Dăm lovitura, bine! Și acum, tehnica noastră, fraților. Așa mai de la distanță. Tehnica noastră. Când nu mai faci meciuri, asta e tehnica. Am intrat pe alt side de dating. Așadar, au expirat primele like-uri pe care le putem da. Trebuie să așteptăm 12 ore să mai dăm. 8 meciuri avem până acum. Ne trebuiesc 11 și să ne și răspundă. Prima fată este Talida. Ok, voi vedeți poze cu ea acum. Și voi scrie așa: bună, Talida. Spune-mi că echipa ta favorită este Steaua și mai cucerit. I-am scris frumos aici. Hai să vedem dacă ne răspunde. Renata acum. Mama are și Instagram-ul, 4 km și aproape. Hai să vedem. Bună, Renata. N-aș întreba-o direct fotbalistul ei preferat.
Le zic, bună Renata, vrei să mergi cu mine la antrenamente diseară? Vrei să mă însoțești diseară la antrenamente? Hai să vedem dacă ne răspunde. După Andreea, dacă ar fi să aleg banii lui Nea Gigi sau o întâlnire cu tine, ce crezi că aș alege? Și punem așa roșu-albastru să vadă că suntem înnebuniți după Steaua. După mai departe, Elena îi zicem așa, forța Steaua, forța Steaua, he, he! Stai că ne-a răspuns Andreea, banii. Te înșeli amarnic, ești prea frumoasă să aleg banii. Că asta e replica ta aici și doar schimb numele, nu? Avem nevoie de primul jucător din echipa noastră. Care este fotbalistul tău preferat? Ia să vedem. 100% Ronaldo sau Neymar. Nu știu de ce, cred că toate fetele o să zic asta. Dar le facem noi să aleagă altul ca să putem să completăm toată echipa. Tu! Mamă! Știți ce înseamnă asta? Că trebuie să găsim un jucător cu numele Tudor și să-l băgăm direct în echipă. Jucătorul ăla care ne-a picat în pachet, dacă mai țineți minte. Gata! Tudor în echipă! S-a decis! Așadar, mergem la echipa numită Tinder și alegem primul jucător direct Tudor aici frumos în echipă. Haide mă, hai că am început bine. E cont fake, așa-i? Mă întreabă Andreea. Nu! Dacă ar fi să pleci într-o vacanță cu un fotbalist, care ar fi acela? I-am trimis și la Alice, poate ne răspunde direct numele fotbalistului. După mergem la Emma, de fapt are M numele. Primul nostru match. Mamă, cred că face sală ceva. Îi plac delfinii. Jurnalist? Mamă, jurnalist. Hai să vedem. Ah, știu ce o întreb dacă e jurnalist. Care este cel mai popular fotbalist căruia i-ai luat un interviu? Poate zice tu. Și au mai rămas două fete. Să le scriem. Diana, mamă, educatoare, fraților. Deci e educatoare, voi vedeți așa puțin poza. Eu n-am avut așa educatoare când eram mic, sincer să fiu. O întrebăm așa. Hei Diana, care este jucătorul tău icon preferat? Iar ultima, Andreea, o întrebăm așa. Nu Ronaldo sau Messi, ci Real Madrid sau Barcelona. Să vedem ce echipă alege. Între timp ne răspunde Emma, care zice, nu am luat, am scris despre ei că sunt redactor. Depinde, mulți. O întrebăm așa, și care este cel mai faimos? Poate ne zice un jucător să-l băgăm în echipă. Și despre care ai scris? Hai să vedem, ne scrie. Ce-a făcut, mă, s-a oprit de înscris? Iar scrie. Hai, te rog, Emma, te rog. Alegem un jucător bun pentru echipa de astăzi. Bănel Nicoliță, Florinel Coman, Ciprian Marica, Messi, Ronaldo. Mamă, cât ți-a scris? Ok, mai bine. Și totuși, vreau doar unul. Și dacă ar fi să alegi unul dintre ei, mamă, să mai aleagă Messi sau Ronaldo, să nu fie Florinel Coman sau să nu zică Marica, că nu e în FIFA. A few moments later. Bă, fraților, au trecut deja 20 de minute și nu mai îmi răspunde, mă. În cazul în care nu ne mai răspunde Emma, luăm primul din lista ei, îl luăm pe Florinel Coman. Că a zis Bănel Nicoliță, Florinel Coman. Totuși poate ne răspunde. Și ne-a răspuns, fraților. După jumătate de oră ne-a răspuns. Și vă arăt direct aici toată conversația. Se vede, da? Messi, fraților. Îl alege pe Lionel Messi. Așadar, îl voi trece pe Tudor în partea asta aici frumos. Și pe right mid intră direct Lionel Messi, forță. Mamă, deci nu mă așteptam ca o fată să aleagă pe Messi. Și vom juca direct cu varianta Totti a lui Lionel Messi. Îl facem aici frumos right mid. Mamă, cum arată echipa Messi și Tudor în aceeași echipă. Și chiar nu știam că acest jucător are și poziție de CB. Așadar ne găsim fundaș central, că acolo era mai greu să găsim. Și între timp ne-au mai scris două fete. Prima este Talida, care mi-a răspuns Dinamo. Glumesc, deci e fan Steaua, bănuiesc. Așa că o întrebăm așa. Care este jucătorul tău preferat de la Steaua sau din lume? Haideți să vedem ce ne răspunde. Și între timp, ce credeți, fraților? Alice, pe care am întrebat-o cu cine ar merge în vacanță, cu ce fotbalist, m-a ales tot pe mine, uitați-vă și voi. Așa că, i-am zis, și dacă ar fi să mai luăm pe cineva cu noi, care ar fi acela? Gen să ne care bagajele. Și am răspunde, n-ai nevoie. Bă, nu vreau să ne zică un fotbalist. I-am zis așa, deci tu în afară de mine, nu ai un fotbalist preferat? Și ea, cică, glumeam, dar de ce contează?
cred că și-a dat seama puțin că e ceva suspect în discuția noastră, dar nu cedez. Și o întreb așa, sunt curios dacă avem aceleași gusturi. Pe uite că nu am un fotbalist preferat. Îi luăm părând, fraților. Vreau să ne terminăm apărare. De Van Dijk nu ai auzit? Nu. Sergio Ramos? Evident! Este, mă! Și în sfârșit mai avem un fundaș central, Sergio Ramos acolo, pe care ni-l alege Alice. Credeam că nu știe niciun fotbalist, că gata, îi dădeam un match direct. Nu o duceam la capăt cu ea. Așa că vom merge în echipă și lângă Tudor, aici în apărare, o să-l băgăm pe Sergio Ramos frumos. Totuși aș vrea să ne completăm apărarea până la final de video și hai să vedem dacă ne-a mai zis ceva Talida. Jucătorul meu preferat e Tati, că a fost fotbalist în tinerețe. De aici și pasiunea mea pentru fotbal. Mamă, o fi fica lui Gică Hagi sau ceva. Și este cunoscut. A fost antrenor secund la Pandurii. Haideți să căutăm un jucător atunci care a jucat la Pandurii Târgu Jiu și are card în FIFA. Așa că o să mergem pe Transfermarkt și nu o să vă vină să credeți pe cine cumpărăm. Fost jucător de la Pandurii Târgu Jiu, Roman, frumos aici. Hai să-l și cumpărăm, deoarece el în trecut a jucat la Pandurii Târgu Jiu și ne băgăm frumos atacant acolo alături de Lionel Messi și Sergio Ramos. Este Mihai Roman, deoarece fata este și ea fan Pandurii Târgu Jiu. Asta e. Nu avem Pandurii în FIFA, așa că îl băgăm frumos pe Mihăiță Roman. Și că tot a fost atât de treabă și drăguță, am mai întrebat-o pe Talida dacă totuși ar fi să aleagă un jucător all time din afară, care ar fi acela. Și ea ne-a răspuns fix așa. Pe Mbappé sunt fiartă mai nou. Păi ești nebun. Așa că vom merge direct să-l cumpărăm pe Kylian Mbappé. Ne pune și la cheltuială. Trebuie să îl cumpărăm acolo frumos. Bum, l-am cumpărat direct acolo. Ce ne face nouă Talida, ne pune la cheltuială. Așa arată echipa momentan, deloc rău. Și acum trebuie să așteptăm, fraților, pentru că între timp nu mi-a mai răspuns nimeni. După aproape 2 ore, avem 2 fete care între timp ne-au răspuns. Una dintre ele chiar mi-a dat like acum recent. Este vorba despre Raluca, 23 de ani. Bă, e foarte drăguță Raluca și are ochi deschiși la culoare. Nu-mi dau seama dacă verzi sau albaștri. Și am zis așa, bună, semen cu De Bruyne. Și mi-a răspuns, adică cu un bărbat, măcar e bun la fotbal bănuiesc. Și-a dat seama și am zis așa, este foarte bun la fotbal și drăguț în același timp. Ai ochii lui. Tu ai un fotbalist preferat? Hai să vedem dacă ne răspunde. Ar fi bine să ne aleagă tot Kevin De Bruyne ca să-l băgăm acolo la mijloc. Și între timp ne răspunde Andreea, pe care am întrebat-o, Real Madrid sau Barcelona. Și mi-a zis, aoleu, e întrebare decisivă. Ce-ți place ție, aia e? Bă, fraților, fetele de ziua de azi nu mai sunt interesate deloc de fotbal. Ați văzut, indiferența totală. Ce vrei tu? N-ar zice, mamă, wow, Real Madrid, Barcelona. Și după aia am fost puțin răutăcios, poate, dar m-am supărat un pic, e așa. Te rog să-mi răspunzi sau măcar un jucător de la cele două să văd dacă știi. Și îmi zice așa, eu m-am uitat prin lista aia de jucători, dar tot nu recunosc pe nimeni. S-a uitat pe Google, fraților. Și am râs și am zis, eu nu pot să cred că tu nu știi un nume de fotbalist. Și mi-a scris dită mai textul. A zis așa, nici n-ai apreciat că m-am uitat pe net în listă. Mi-am ocupat timpul cu alte chestii. Messi nu mai e la niciuna din echipele astea. Că de el știam. Robert Lewandowski, el îmi sună cunoscut. Și într-un final alege un jucător. O, așa mai vii de acasă, i-am zis. Și îmi zice, a, s-au dus păcatele, gata. Și am întrebat-o, Robert Lewandowski este alesul, da? Și a zis, da, am cercetat prea mult în astea 10 minute. Bine, mulțumim frumos, Andreea. Așadar, Robert Lewandowski intră direct în echipă. Trece Kylian Mbappé left wing, Messi right wing și alături de Mihai Roman, intră Lewandowski frumos aici în echipă. Bă, fraților, și uitați-vă că până acum nicio fată nu a ales Ronaldo sau Neymar, mie nu vine să cred, și suntem la jumătatea echipei. Day 2. Revenim direct din ziua 2, deoarece între timp n-am mai făcut niciun match, n-am mai avut niciun răspuns și vom da în continuare like-uri să vedem dacă mai facem match-uri, deoarece au expirat cele 12 ore, putem da like-uri. Haideți să vedem. Hai să vedem. Denisa, prima. Bun! Avem din nou un match. Drăguță tipa. Și Adelina, ia să vedem. Bine, și cu Adelina. Mamă, încă un match. Match după match facem. Hai tată, stăm pe spate. Bine, încă un match. Și între timp avem și câteva răspunsuri aici. Nu știu dacă le vedeți frumos. De la Diana, Elena, Renata și Andreea. Renata mă întreabă când mai ai antrenament. Deci Renata mă întreabă când mai ai antrenament. Ok, îi zic că astăzi. După Elena ne răspunde, hai Dinamo. Să vedem ce îi zicem. O întrebăm așa, care este fundașul tău preferat sau mijlocașul? Și am scris și test acolo, gen că îi dau test, să vedem dacă ne răspunde. Și tot Elena mi-a răspuns, habar n-am, nu urmăresc, am zis la glumă.
Bă, fraților, fetele astea nu se uită deloc la fotbal. Incredibil. O întrebăm așa pe Cristina. Bună, Cristina, numele tău a fost pus după Cristiano Ronaldo? Vedem. Ok, ne răspunde Adelina, după ce am salutat mai multe fete, mi-a zis bună, le iau ușor, nu le mai iau tare. Am un mic test pentru tine. Mă întreabă ce? Cine este cel mai bun fotbalist din lume? Ok, și ne-a răspuns și Alexandra, am întrebat-o ce faci, la fix mi-ai răspuns că sunt în dilemă mare. E posibil să pot semna cu Real Madrid astăzi, dar familia mea mă sfătuiește să rămân la FCSB. Tu ce alegi în locul meu? Și mi-a răspuns, cred că ai făcut alegerea până acum. Și am zis, da, o să merg la Real, joi am avion. Și chiar e adevărat, joi plec la Madrid. Știi vreun jucător de la ei? Hai, poate ne ții un jucător să-l băgăm în echipă. Doamne, fraților, nu sunt pasionată. Bă, nici o fată, bă, nu-mi zice un nume de fotbalist. Nu mă așteptam să fie atât de greu challenge-ul. Dar știi vreun jucător de fotbal din lume? Am întrebat-o. Știu, chiar mai mulți. Cum ar fi? Vrei să-ți dau exemple acum, asculți? Hai să-i lăsăm pe ei. Zim despre tine, te ocupi și cu altceva pe lângă fotbal? Bă, nu mă las până nu-mi zice un nume de fotbalist să bag în echipă. Tu nu știi nici măcar un fotbalist? Am întrebat-o. Ți-am mai răspuns la întrebarea asta. Vreau să știu măcar un nume, atât. Mbappé, fraților, și-l avem în echipă. I-am zis, bun, Mbappé, da, dar dintre Hakimi și Cancelo, ce alegi? Nu știu pe ăștia, dar merg pe instinct și aș spune Cancelo. Bine, mă, într-un final un jucător. Bună alegere, i-am zis. Mersi mult, a răspuns. Hai să-l băgăm frumos acolo pe Cancelo. Mergem frumos și-l băgăm pe Cancelo în echipă și mai avem nevoie de 4 jucători. Hai cu 4 jucători, doamne ăștia. După avem pe Iulia care ne-a răspuns. Iulia, care este echipa ta preferată din afară? N-am răspuns la această întrebare. Dar un fotbalist preferat? I-am zis Hagi măcar, să-l zică pe Hagi, că există în FIFA și îl cumpărăm. Îți zic mai mulți, dar ce contează asta? Vreau să-l cumpăr în echipa mea în FIFA. Atunci să-l iei pe Cristian Manea, că avem același nume. Deci o cheamă Iulia Cristina Manea, probabil. Stați că mi-a scris Neymar, dar nu, mama, am primit răspuns între timp. Îl avem și pe Neymar oficial, am crezut că nu-l avem. Și i-am zis, știi de la Irina Deaconescu, mulțumesc Iulia, he. Ia zi, e bun? E foarte bun. Așa că, continuăm apărarea și îl băgăm pe Cristi Manea frumos. Dar între timp mi-a răspuns cineva și mi-a zis Neymar, stați să vedem cine. Raluca i-am zis că seamănă cu KDB și a zis Neymar, dar nu pentru cum joacă. A zis Neymar, dar nu pentru cum joacă, gen pentru cum arată. Așa că îl băgăm și pe Neymar, dar îl băgăm aici pe CM, n-avem ce să facem. Îl băgăm pe CM frumos și ne mai trebuiesc 2 jucători, doar 2, hai să vedem. Ne-a răspuns cu Hai Dinamo, am râs și mi-a zis nu mă uit la fotbal, am zis doar așa. Care este fundașul tău preferat? Am luat așa ușor. Sau mijlocaș, măcar să completăm mijlocul. Habar n-am, nu urmăresc, am zis la glumă. Dar un portar de fotbal? Nu. Și am întrebat-o. Courtois, Casillas, Târnovanu. Un jucător high-rated, unul icon și unul din Superliga. Nu zice niciunul nimic? Pe care l-ai alege? Mă, să ne aleagă un portar. Ultimul! Că am auzit de el! Târnovanu! Bine! Ne bucurăm acolo, i-am și scris. Stați așa. I-am și scris aici, ia uitați. Că ne-a răspuns. Așa că îl băgăm în poartă pe Târnovanu. Bun, fraților, și având în vedere că am tot întrebat de mijlocaș, de fundaș, chiar am pus întrebări directe. Am întrebat-o pe fată direct că vreau să-mi fac echipa, că joc la Weekend League și pe cine să cumpăr dintre Hakimi și Walker. N-am mai răspuns. Când aud fetele de fotbaliști, de FIFA, fug de noi. Așa că, dacă Elena ne-a tot răspuns, am întrebat-o tot pe ea mai departe. I-am zis Târnovanu să fie, culmea este nașul meu, pentru cei care știu episodul cu Târnovanu, nașul meu. Super, înseamnă că am ales bine. Și după, am întrebat-o, întrebarea decisivă. Elena, dacă ești drăguță, ultima întrebare, Darius Solaru sau Kanté? Și ne-a răspuns acolo, mă așteptam să-l ia pe Olaru. Kanté direct? Și a zis după, bun, hai că aleg bine. Mulțumim mult de tot, Elena, nu știu dacă te uiți la clipul ăsta, dar îți mulțumim mult, mult de tot, multe inimioare aici frumos. Așadar, îl luăm pe Kanté și asta a fost cu echipa fetelor făcută pe Tinder, mamă cât de mult m-am chinuit. Ladies and gentlemen, it's match day. Cine știe videoclipul ăla? Cu fratele nostru Kanté, îl facem ce mai frumos aici. Și fiți atenți, fraților, cu această echipă, dacă reușesc să câștig meciul, îmi dau așa un cadou pentru clipul ăsta, o să păstrez aplicația Tinder și între timp poate ies și cu vreo fată, mai vorbesc cu fete acolo, dar dacă îl pierd, o șterg. Hai să vedem. Ia Ture, Kaka. Mamă, Mbappé, ne sparge acolo, are echipă mai bună decât a noastră. Noi îl avem pe Roman. Și, bă, știți care e culmea? Nici o fată astăzi
Nu l-a ales pe Cristiano Ronaldo, mie nu vine să cred. Roman, ok. Și Leva, Leva. Și este 1-0, fraților. Și este 1-0. Doamne, ăștia-ți dea rage quit. Și o băgăm la favorite direct. Messi. Și este gol Lionel Messi. 2-0, minutul 24. Gol Lionel Messi Totti. Bun, rău de tot Messi ăsta. Bună, rău, rău. Deci, dacă îmi zice cineva ceva de ce am Tinder, o să zic Messi e de vină, nu eu. Pentru Messi. Vai de capul meu. Ce gol dă Messi, 3-0. Golul episodului. Oare Messi are Tinder, o? Nu cred, Roman. Roman marchează și el. Mihai Roman, fostul jucător de la Pandurii. Nu uităm cine l-a ales. Tatăl fetei a jucat la Pandurii, așa că îi mulțumim pentru Roman. Da, Messi este absolut imposibil de oprit. 5-0, minutul 45. Și eu zic că gata, nimeni nu ne mai poate opri. Rămânem o săptămână, după aia ștergem. O săptămână am voie să stau pe Tinder. Deci oficial vezi, da? 5-0, o săptămână am voie pe Tinder, da? Nu, normal că nu. Nope. Așadar, fraților, cam atât cu super episodul de astăzi. Când 11 fete ne-au construit echipa în FIFA, le mulțumesc mult tuturor. Acum nu știu, unele poate au vrut să apară, altele nu, dar totuși Tinder e o platformă publică. Bineînțeles că o să șterg aplicația, a fost doar o glumă. Nu uitați, dacă v-a plăcut, haideți acolo puternic cu butonul de like și cu butonul de subscribe. Noi ne revedem poate chiar mâine cu un nou super episod. Până data viitoare, am fost Tudor și v-am pupat. Pa, pa! Yeah, yeah, tú eres el anto de mi vida. De tanto que te pienso ya no encuentro la salida.